Au demarat lucrările de modernizare a drumului județean care face legătura între localitățile Liteni și Dolhasca. Potrivit președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, investiția este realizată cu fonduri europene. Acest drum, a subliniat șeful administrației județene sucevene, se va intersecta cu viitoarea autostradă 7. Totodată, președintele Flutur a precizat că aceste investiții alături de viitoarea autostradă vor genera multe locuri de muncă. Vreau să vă spun că sunt mulțumit, sunt alături de primarul din Liteni, domnul Tomiță Onisei. Modernizăm pe banii europeni drumul județean în sfârșit. Oamenii de aici așteaptă această rută să fie modernizată. După cum vedeți, se lărgește partea carosabilă la 8 metri, din care carosabilul propriu-zis 6 metri și jumătate și diferența acostamentului. Pe tronsonul, când vine la Suceava, la Ipotești, în zona Bosanci, la Udești, Ruș Mănăstioara, la Chilișeni, Știrbăți, aici, la Liteni și la Dolhasca, peste tot sunt puncte de lucru. Au împărțit în mai multe șantiere, sunt vreo 8 șantiere de lucru, acum se lucrează la lărgirea carosabilului, se tasează. Avem pe acest drum 46 de kilometri, o investiție de 23 de milioane de euro bani europeni. Sunt 6 poduri, din care un pod nou, 71 de podețe și vreau să vă spun că pe ruta asta, acest drum județean deservește circa 55.000 de locuitori. Oamenii așteaptă de mult acest drum. Poate că unii nu mai aveau încredere. Mi-aș fi dorit să-l începem mai repede, dar ordonanța guvernului PSD de acum 2 ani, care a majorat salariul minim la firmele de construcții, n-a dat și sursa de salarii. Și atunci Consiliul Județean Suceava a făcut un împrumut de 15 milioane de euro pentru ca acest drum să se construiască. Acest drum se va intersecta undeva cu autostrada care săptămâna viitoare îi se pecetluiește soarta Siret-Suceava-București și care va trece prin zona Liteni-Dolhasca cu intersecție la Pașcani. Foarte important este această investiție în infrastructura de autostrăzi, iar zona aceasta, Liteniu-Dolhasca, eu le văd o perspectivă foarte frumoasă și aici sunt convins că se vor crea multe locuri de muncă în zona autostrăzii. Guvernul nostru va semna zilele viitoare contractele de proiectare, apoi urmează exproprierea și toată documentația circa 2 ani de zile, ca apoi să începem construcția acestui autostrăzi pe 4 benzi care se lege județul Suceava de București. Pe de altă parte, primarul orașului Liteni, Tomiță Onisei, a salutat această investiție, prin care sunt create noi orizonturi pentru dezvoltarea localităților. Este drum foarte important pentru noi, pentru că sunt câteva localități nu mici, sunt localități mari, cu număr de populație mare și este un drum foarte folosit, este un drum așteptat. Suntem cu toții bucuroși că în sfârșit s-a început să lucreze, să lucrează într-un rit foarte bun și sperăm ca într-o perioadă relativ scurtă să avem un drum așa cum ne-l așteptăm de foarte mult timp. Mulțumim, domnul președinte, vă așteptăm cu drag oricând aici la noi și mulțumim și pentru ambiția dumneavoastră pe care o aveți vis-a-vis de începerea construcției autostrăzii Siret, Suceava, Pașcani, București. E o autostradă pe care va trece și prin localitatea Liteni și cu siguranță va deschide noi orizonturi de dezvoltare localității noastre. Așteptăm cu sufletul la gură.